Tocmai am văzut un videoclip pe Facebook cu Marian Ceaușescu și mi-am adus aminte că vreau să fac un videoclip despre el de ceva vreme încoace, pentru că am găsit dovada supremă a, să zicem așa, ipocriziei lui Marian Ceaușescu. Cei care mă urmăriți de ceva timp și cei care știți cine este Marian Ceaușescu, probabil că știți deja despre problema lui de comunicare, ca să-i spunem așa. Faptul că are o oarecare bâlbâială și faptul că este oarecum incoerent. Și bineînțeles, probabil că mulți dintre voi deja știți despre problema lui, faptul că el spune că acea problemă a căpătat-o în timpul mineriadei, când a fost bătut și a fost lovit puternic și în repetate rânduri în cap și deci, practic, handicapul lui se datorează luptei lui eroice împotriva sistemului comunist, să zicem așa. Dar totuși, haideți să vedem un material video foarte interesant pe care l-am găsit pe internet și care mi se pare grozav. Acest videoclip este din 1990, din mai, perioada în care protestele au început, proteste care au condus mai târziu la evenimentul mineriadei. Marian Ceaușescu apare în acest videoclip tânăr și puteți să verificați chestiile astea chiar pe pagina lui de Facebook, pentru că într-o perioadă a apărut o manipulare conform căreia Marian Ceaușescu făcea parte din mineri, o chestie absolut retardă, iar el a postat poze cu el în tinerețe, cu el în perioada mineriadei, ca să arate cât de frumos era el și faptul că el nu este omul din pozele care apăreau în postările PSD-știlor. Și puteți, bineînțeles, să comparați aceste poze cu persoana din videoclip și o să vă dați seama că este adevărat. Acesta este Marian Ceaușescu. Dacă ne uităm de aproape, în detaliu, observăm că Marian Ceaușescu era bâlbâit înainte de mineriadă, înainte de toate luptele care s-au petrecut și înainte ca cineva să aibă șansa să îl lovească pe el în cadrul mineriadei. Și atunci rămâne întrebarea: de ce Marian Ceaușescu obține o pensie specială? Și haide să subliniem această expresie, dar este o pensie specială. El o primește pe baza faptului că în lupta lui împotriva comunismului, în lupta lui pentru libertate și democrație, el a suferit atât de mult și a căpătat acest handicap tocmai pentru că a luptat împotriva comunismului și pentru democrație și libertate. Dar o întind prea mult. Haideți să vedem acest videoclip un pic mai în full screen și probabil o să pun și un slow motion dacă este nevoie, ca să înțeleagă lumea despre ce vorbim. Da, acesta este celebrul Marian Ceaușescu în tinerețe. Și avem și o poză de referință postată chiar de el pe pagina lui de Facebook. Să nu cumva să spuneți că vă mint sau că vă manipulez sau alte prostii de genul ăsta. Nu, lăsați-o de aia.
Deci da, ăsta este cetățeanul cinstit și onest, frumos și liber, susținătorul democrației în România și pentru mulți, din păcate, el este un mare erou. Un om care a mințit cu privire la handicapul pe care el îl avea mult înainte de mineriadă, doar pentru a obține o pensie specială, pensie specială împotriva căreia el se declară și astăzi un mare luptător. Acest om care a mințit statul român pentru a-și lua de foarte mulți ani, pot spune, o pensie specială nemeritată, acest om este eroul românilor în 2019. Cel puțin românii susținători de hashtag rezist, mai ales românii care susțin pe el. Omul a devenit celebru, omul are fani, omul este foarte bine pus, ca să zic așa, și nimeni n-are voie să spună ceva rău despre el, pentru că, bineînțeles, este atacat de mulțimea de NPC-uri programate să atace pe oricine critică aceste icoane ale democrației, libertății, cinstei și onestității. Nu știu dacă Marian Ceaușescu mai are vreo defensivă, vreo argumentație împotriva acestor imagini care au apărut deja în spațiul public. Știu că cineva din sfera politică a spus despre Marian Ceaușescu și anume faptul că el este retardat mental. Ceea ce eu aș spune că nu este neapărat greșit, având în vedere felul în care Marian Ceaușescu vorbește și de foarte multe ori este incoerent, nu pot să ajung la o altă concluzie decât faptul că el suferă de o oarece formă de retard mental, deci nu este chiar atât de fals. Deși pentru o persoană politică să spună lucrul ăsta despre un cetățean, fie el enervant și incoerent și mincinos de-a dreptul, cum este Marian Ceaușescu, este rău, este nașpa ca o persoană publică să spună chestia asta, ca o persoană politică să spună chestia asta. Marian Ceaușescu, totuși, a fost deranjat de acest lucru. Adică, nu contează dacă noi suntem deranjați de faptul că el s-a îmbogățit, practic, pe niște minciuni, adică nici măcar nu s-a prefăcut că muncește pentru banii pe care și-a luat el acea pensie specială. Știți voi, și politicienii pretind că ceea ce fac ei este o muncă și magistrații pretind că ceea ce fac ei este o muncă, măcar încearcă să te păcălească cumva într-un mod mai inteligent, măcar încearcă să te mintă că ceea ce fac ei pentru banii pe care îi primesc chiar aduce un profit sau aduce ceva bun țării. În schimb, Marian Ceaușescu, singurul lucru pe care l-a făcut a fost să ceară niște bani degeaba. Întrebarea mea este totuși, cine a fost medicul legist care a făcut documentul necesar pentru ca el să dovedească statului român că handicapul pe care îl are este obținut în urma bătăilor primite în timpul mineriadei? Pentru că acea persoană este vinovată de fals, nu? Adică cunoaștem oameni care au instigat la abuz în serviciu și au ajuns la pușcărie. Marian Ceaușescu, de asemenea, instigând la abuz în serviciu, dacă i-a cerut acele persoane să scoată un certificat medico-legal în care să scrie că el și-a obținut handicapul în urma bătăilor de la mineriadă, ceea ce era absolut fals, după cum se vede în aceste imagini. Și da, sunt extrem de curios cine este acea persoană și dacă va suferi consecințele legale pentru faptele ei sau ale lui, whatever. Mi se pare interesant, mi se pare absolut fascinant că acest Marian Ceaușescu încă apare peste tot și încă se crede un erou, deja și-a format imaginea asta în capul lui, că el este un erou și că el luptă împotriva mafiei. Nu știu cine l-a îndoctrinat în halul ăsta, dar mi se pare foarte interesant și de-a dreptul amuzant pe alocuri, pentru că haideți să vedem răspunsul pe care l-a dat el persoanei care i-a spus că este retardat mental. Deci, în ultimile 6-8 ore de când a apărut pe știri și pe la Antena 3 celebru post de televiziune anti-românesc, ci pro-rusesc sau pro-indobitocire a cetățeanului, doamna Lia Olguța,
care este totuși parlamentar în acest parlament al României, m-a jignit, m-a făcut, nu mai știu cum a zis, da, retardat. În schimb am să-i aduc în vedere că eu am să o chem în instanță pentru pe ce s-a întâmplat, parlamentar. Mariana, spune-și nouă două vorbe despre ce s-a întâmplat pe aeroportul din Așa, în aeroportul din Bruxelles m-am dus după ce s-a terminat invitația care am avut-o la Parlamentul European pentru Revoluția, ca să reprezentăm niște subiecte despre Revoluție, care totuși, din păcate, este adus în spațiu public doar câteva zile pe an. După aceea se uită total. Și când eram în aeroport, vine așa gale și cine? Arafat. Înainte îi zic, bună ziua, domnul Arafat, ce faceți aici la treabă? Păi ce treabă fi avut la Bruxelles? Măi, știi că el a amenințat că dacă e să-l dea afară, o să plece în Franța, scrie Bruxelles. Să-și caute loc de muncă? Oh, da, stați așa că tocmai mi-am amintit. Toate astea se întâmplă în contextul în care Marian Ceaușescu s-a plimbat până la Bruxelles după Raed Arafat ca să îl hărțuiască, pur și simplu. Sau, mă rog, care pretinde el că ar fi fost motivul pentru care a fost la Bruxelles, dar la Bruxelles s-a întâlnit cu Raed Arafat în aeroport la întoarcere și literalmente îl hărțuia, filmându-l cu telefonul și spunând tot felul de bazaconii, după cum urmează să vedem în următorul videoclip. Domnul Arafat, ce faceți? Așteptăm demisia, da? Poliția și mai urcați în avion. Nu mai urc? Deci, da. Nu mai urc în avion? Aol, demisia, asta vreau, sincer, atâta tot, nu e greu să vă dați demisia, domnul Arafat. Colectivul, domnul Arafat. Colectivul, da? Nu uitați! În afara faptului că Raed Arafat, care este un erou pentru țara asta, nu datorează demisia pentru absolut niciun motiv legitim, el cu siguranță nu-ți datorează ție explicații și nu ar trebui să fie supus unei astfel de hărțuiri din partea unei persoane cu probleme psihice, care ar trebui să fie pe medicație, dar din păcate nu este. Dar Marian Ceaușescu nu se oprește aici. Asta nu este sfârșitul tentativei lui penibile de a părea un cetățean cinstit și onest care cere demisia unei persoane publice pentru un lucru pentru care acea persoană publică nu este vinovată. Tentativa lui, bineînțeles, fiind penibilă, dar fiind de succes printre oameni penibili care îl susțin pe Facebook și probabil și pe Patreon, cine știe. Ei bine, Marian Ceaușescu continuă acest, să zicem, interacțiune cu Raed Arafat după ce avionul aterizează în aeroport la București. Salut, prieteni! Sunt în aeroportul Otopeni, am ajuns cu domnul doctor Arafat, pe care vreau să-l întreb că a avut timp, 2 ore jumate, ați avut timp să vă scrieți demisia în avion? Domnule doctor, ce ziceți? Ați avut timp, 2 ore jumate, să vă scrieți demisia pentru cei din colectiv? Vă dați demisia? A? Domnule Arafat, cu paleții ăia, cum stăm? Isu, cu paleții, stăm bine? A? Ați avut timp, 2 ore jumate, cât ați dormit, să vă scrieți demisia, nu? Pentru colectiv, trăiască colectiv, domnul doctor! Paleții Isu, nu? Paleții ăia cu Isu, nu? Ce facem? A, uitați, domnul doctor și-a scris demisia și mi-o dă mie, ca să-i o duc eu la minister, să vă fie rușine.
Paleții, ISU și alte nesimțiri. Nu vă iertăm noi. Oriunde sunteți, demisia, domnule Arafat. Cel mai bine, că ne-ați umilit destul. Domnule Arafat, demisia. Ați avut timp în avion, 2 ore jumate, să vă scrieți demisia. Colectiv, scrie pe creștetul tău. Colectiv, să-ți fie rușine. Doctor. Chiar mi este greu să-mi fie milă de Marian Ceaușescu în acest moment. Doctorul Arafat a inventat serviciul SMURD, care a salvat 10.000, dacă nu sute de mii de români de-a lungul timpului, iar tu îl ții responsabil pe Raed Arafat pentru o situație nemai întâlnită în România, pe care nu a știut să o gestioneze corect, pe care nu a știut să o gestioneze prin magie, într-un fel mai frumos sau mai bine. Incendiul de la Colectiv a fost o tragedie cu siguranță și a fost o tragedie nemai văzută în România. A fost ceva care a venit din senin și ceva pentru care absolut nimeni nu era pregătit. Dar să-l ții responsabil pe Raed Arafat pentru această dramă este de-a dreptul stupid și să accepți ca persoane în spațiul public să spună chestia asta și să nu acționeze atunci când persoane în spațiul public spun astfel de bazaconii este absolut groaznic. Este o crimă împotriva civilizației, dacă nu se poate spune împotriva democrației, pentru că democrația dă dreptul la liberă exprimare și libera exprimare înseamnă că poți să fii cât de tâmpit vrei tu să fii. Ai dreptul ăsta, dar societatea te poate ține responsabil pentru prostiile pe care le spui. Societatea ar trebui să reacționeze atunci când tu spui prostii. Da, ai dreptul la liberă exprimare, dar noi o să râdem de lucrurile pe care tu le spui atunci când îți exerciți dreptul la liberă exprimare. Dacă tu spui niște lucruri absolut retarde, atunci da, putem să spunem că tu ești retardat mental. Și pentru faptul că tu îți folosești handicapul pe care îl ai pentru a scoate niște bani iliciți din buzunarul statului și din taxele pe care eu le plătesc lunar, atunci pot să zic și eu, mai du-te dracu, Marian Ceaușescu. Tuturor vă spun că mă ajută foarte mult dacă vă abonați la canalul Luciferia.